Sabah al Khair, salam alaikum și bună dimineața pentru ultima dată de la hotelul Sand Beach din Hurghada. Pentru că mâine dimineață deja ne vom împrăștia. Ramona și cu Andreea au zbor spre Debrecen, după aia merg acasă, iar eu am zbor tot de dimineață spre Cairo și de acolo după masă spre seară, spre Dar es Salaam. Așa că astăzi va fi ultima zi aici, în formația completă. O să ne facem bagajele, vă arăt și vouă ce conține bagajul meu, că v-am tot promis că vă arăt și n-am mai apucat să fac acel vlog. Dar astăzi, dacă tot e desfăcut, o să vă mai prezint odată bagajul meu pentru 2 luni de zile în Africa. Mergem și pe la Mahmud, luăm pentru ultima dată masa în stil egiptean și vedem ce mai facem pe aici, cumpărături prin bazar. Am petrecut ultimele ore de plajă la mare. Trebuie să mă duc să-mi iau hainele de la spălat. Le-am lăsat ieri după masă. Ar trebui să fie gata. Numai bine o să mă duc să le iau. După aia vin și mergem să facem ultimele cumpărături prin bazar. Apoi o să-mi fac și bagajul. Am luat hainele de la spălătorie. Curate, parfumate, călcate. M-a costat cam 9-10 lei să spăl toate hainele. Serviciile sunt foarte ieftine aici în Egipt. Astăzi nu am filmat mare lucru pentru că nu am făcut mare lucru, mai mult ne-am odihnit și de plimbat ne-am plimbat prin aceleași locuri ca și zilele trecute. Așa că o să vă arăt doar cum îmi fac bagajul și ce conține bagajul meu, pentru că sunteți mai mulți care m-ați tot întrebat despre asta. Așa că o să vă arăt ce conține bagajul meu pentru o tură de aproape 2 luni de zile prin Africa. Da, am fost nevoit să micșorez bagajul datorită companiilor aeriene low cost. N-am putut să le iau pe cel mare. Mă rog, nici la noi cine știe ce, nu-i mare. Dar Wizz Air a redus prețul bagajului și mă costa în plus vreo 200 de lei ca să îl iau pe ăla. Așa că m-am adaptat, mi-am luat cu, nu știu, vreo 30-40 de lei un rucsăcel din ăsta mai mic de la Decathlon, care se încadrează în normele Wizz Air. Iar am mai redus și din lucrurile care le iau cu mine. Efectiv am doar strictul necesar pe care o să vi-l arăt și vouă. Și anume, tricouri. Am vreo 7 tricouri, o pereche de pantaloni lungi și vreo 3 perechi de pantaloni scurți. Mai am un polar ca și haine, un baf și pelerina de ploaie. Astea n-ar trebui să lipsească niciodată pentru că nu știi când te prinde ploaia. Mai ales că în zona subecuatorială unde o să mă învârt eu, acum e anotimp ploios. Mai departe, ca și documente, foarte puține, carnetul galben de vaccinuri, carnetul internațional de conducere și pașaportul. Asta e de la SIM-ul de Egipt, asta nu mai am. Mai am ușurat cu ceva bagajul. Mai departe, ca și tehnică, din nou foarte simplu, am o baterie portabilă, am o pereche de căști, încărcătorul ăsta foarte profesional cu multe porturi, de pot să încarc multe dispozitive pe el și duce fără probleme, telefonul de rezervă și trepiedul. Iar aici, în cutia asta de sandale, am îngrămădit mai multe lucruri. Multe nu folosesc, dar e bine să fie acolo. Și anume, aici am GoPro-ul cu toate accesoriile de care am nevoie. Ăsta îl mai folosesc câteodată. Mai am o cameră, genul ăsta de cameră. Un DJI, foarte rar îl folosesc pe ăsta. Aici am microfoanele,
Am atât microfonul cel mare cu pisică, pisică moartă, cât și cele wireless. Da, astea iar câteodată le mai folosesc. Mai departe, un prelungitor. Ăsta îl folosesc foarte frecvent, pentru că de cele mai multe ori în hotelurile în care stau eu, astea mai ieftinuțe, priza nu e în apropierea patului și atunci îmi trag eu curent lângă pat. Un adaptor universal care mă ajută prin lume, are cam toate tipurile de prize, plus un stick și vreo 6-7 carduri, nu știu câte am aici, de 128 de giga și de 256. Ah, și mai am lanterna asta, care trebuie să o pun la încărcat, apropo. Numai bine că o să o las afară și acum pun totul la încărcat, să le am încărcate. Tot ce ați văzut aici merge în rucsăcelul ăla, în total vreo 5 kg, 5 kg jumate, ceva de genul. Era să uit. Nu plec de acasă, mai ales în Africa sau Asia, fără așa ceva. Da, câteodată mă apucă dorul de casă, de mâncărurile mele cu care s-o obișnuit și o supă de pui cu vegeta merge atâta de bine, sau o tocană de pui la care pun niște vegeta. Da, eu folosesc și acasă vegeta, așa că am luat cu mine, probabil prin Africa pe undeva o să gătesc. Un bagaj simplist. Cu ăsta pot să mă duc 10 km pe jos cu el în spate, nu mă încurcă prea tare. Plus că am tot ce am nevoie. Odată la 6-7 zile, oricum, mă opresc pe undeva să spăl hainele, să-mi iau o cazare cu mașina de spălat sau să le duc la spălătorie. Cam ăsta e bagajul meu. O să le adun toate în rucsac, pun la încărcat ce de pus la încărcat, iar dimineață la 5 o să ne trezim, mergem spre aeroport, eu zbor spre Cairo și fetele spre Debrecen și de acolo spre casă. Am uitat să vă prezint undița mea de buzunar, care e tot timpul la mine, cu cârlige de pescuit, cu fir, cu tot ce am nevoie, că nu se știe când naufragiez pe undeva și vrei să prinzi un pește, nu? Salutare și bună dimineața! Astăzi este o zi pe care o să mi-o petrec în Cairo. Sunt deja în aeroportul din Hurghada, de aici voi pleca imediat, un zbor scurt de aproximativ o oră până în Cairo, după care am la dispoziție vreo 12 ore, pentru că doar diseară am zbor mai departe spre Dar es Salaam. Așa că o să am o zi în Cairo și am de gând să mă duc să vizitez noul muzeu care s-a deschis acum recent. Hai să vedem cum arată muzeul, care e atmosfera din Cairo și cum decurge zborul ăsta cu Egyptair, zbor intern, Hurghada, Cairo. Și mai departe o să plec tot cu Egyptair. Se pare că nu merge treaba cum am programat-o eu. Cumva nu cred că ajung nici astăzi la muzeu, pentru că am întârziere. Avionul meu are întârziere, stau deja de o oră și nimeni nu știe să zică nimic. Dacă vine, când vine, toată lumea e în aer aici, informațiile nu sunt din ce am găsit eu pe Flightradar, dar avionul încă e în aeroportul din Cairo și nu se mișcă de acolo. Nu știu. Vedem. Vedem ce se mai întâmplă. Până una altă, mai bem câte o cafeluță, că n-avem ce să facem. Va fi o zi lungă azi, clar. Stau deja de două ore. Cel puțin ne-au dat o gustărică cei de la Egyptair. Gata, în sfârșit mă îmbarc cu 3 ore întârziere. Dar în regulă, am tot timpul, pot să mai mă duc și la muzeu fără niciun fel de problemă. Premieră pentru mine, o să zbor cu un A220-300. Configurație foarte interesantă. Două scaune în partea aia, trei în partea asta. E prima dată când zbor cu tipul ăsta de avion.
spațiu la picioare, ok. Hai să vedem cum se zboară cu avionuțul ăsta. La revedere, Hurghada. Am aterizat în Cairo cu întârziere foarte mare. Trebuie să văd cât îmi ia ca timp să ajung la muzeu. Aici e problemă de trafic pentru că e departe. Trebuie să traversez tot Cairo, care e imens și eu știu cum e traficul pe aici. O să iau o decizie după ce trec de controle și ajung în fața aeroportul. Dacă mă încadrez în timp, mă duc. Dacă nu mă încadrez în timp, asta îi rămâne pe altă dată. Un scurt studiu al problemei și am luat hotărâre. Era simplu, de fapt. Da, nu mă încadrez să ajung la muzeu, din păcate. Baremul la Uber e de o oră jumate până la muzeu. V-am zis, trebuie să traversez tot orașul. Ori traficul din Cairo e infernal. E ora 2, oră jumate dus, oră jumate întors, cel puțin. Eu trebuie să fiu în aeroport la ora 6 pentru următorul zbor, deci nu. Nu prea am variante. Voi petrece multe ore pe aici, prin aeroport. Da, nu e o problemă asta, sunt învățat cu aeroporturile, îmi plac aeroporturile. Din câte mi-am amintesc eu, aeroportul din Cairo e ieftin, poți să mănânci ieftin pe aici. Așa că mă duc și îmi petrec pe aici. Da, nu mi se arată nici de data asta. Ultima dată când am ajuns în Cairo nu era deschis muzeul, acum, din păcate, mi-a întârziat avionul, că asta a fost, de fapt, problema. Că dacă avionul venea la timp, n-aveam niciun fel de problemă, da? Am ajuns cam cu 4 ore întârziere, ceea ce e mult. Nu mai mă încadrez. O să mă duc să văd care e oferta pe la restaurante. Trebuie să mănânc ceva, că mi-e foame, n-am mâncat nimic azi. Hai să vedem ce găsim pe aici. Până la urmă m-am băgat la Burger King. Mai mult pentru inelele astea de ceapă decât pentru burger. Să-mi poftă! Cam asta a fost vlogul de astăzi. O să îl închei aici ca să pot să-l și urc și voi să-l vedeți deja diseară. Am zis să fac un update cu situația la zi. De aici zbor spre Dar es Salaam în câteva ore. Iar programul pentru următoarea perioadă, cum v-am spus și pe live, dar probabil nu toți ați văzut acel live, este următorul. O să petrec câteva zile în Dar es Salaam, pentru că așa am avut legătura mai departe. Din Dar es Salaam o să zbor în insulele Comore, iar în insulele Comore o să petrec câteva zile pe trei insule. Pentru că sunt mai multe insule care formează insulele Comore. O să fac transferul între insule cu feribotul. Deja mi-am luat un bilet de feribot. Sper să fie vremea bună și să nu fie probleme. Iar din Comore o să trec în Mayotte și din Mayotte o să zbor înspre Reunion. Câteva zile în Reunion, după care din nou feribot spre Mauritius. Stau câteva zile în Mauritius, după aia din Mauritius direct în Madagascar, unde îmi doresc să ajung de foarte, foarte multă vreme. Pentru Madagascar am rezervat mai mult timp, abia aștept să ajung acolo, un loc în care îmi doresc să ajung de multă vreme, după cum v-am zis, un loc unic pe planetă.
Așa că stați aproape. Dacă nu v-ați abonat încă la acest canal, eu vă rog să o faceți. Pe mine mă ajută foarte mult o abonare, pe mine mă ajută un like de la voi, un coment, orice interacțiune cu acest canal. Cam ăsta e programul. Acest vlog îl închei aici. Ne vedem din Dar es Salaam. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog de aici, din Cairo, din aeroport, eu vă spun la revedere!